Tinerii interpreți și dansatori au fost cei care au dat tonul la veselie de ziua localității Zătreni, la final ei fiind premiați chiar de primarul comunei, Constantin Lițoiu. Localitățile care au participat la acest timp de experiență, să spun așa, că n-a fost un concurs, a fost un timp de experiență, ai mei au avut ce să vadă și să învețe de la ceilalți, iar cei din comunele care au participat au avut ce învăța și de la cei de la Z3. O diplomă de participare pentru domnul Mihai Cimpoieru, coordonatorul echipei de dansuri Bobocica de la Z3. Tăticul lor, în ghilimele, este domnul profesor Bunaru, eleva Prianu de Nisa de la Livezi. Nu știu că e absolvent al facultății până. Eleva Manda Bianca de la Tetoiu. Eleva Solomon Gabriela de la Tetoiu. Stan Alexandra de la Tetoiu. Ansamblu Fetașii din Tetoiu. Adon profesor. Tot cu această ocazie s-a făcut premiera și la concursul de proză scurtă organizat de scriitorul Ion Nălbăitoru și administrația locală. În urma jurizării a obținut premiul întâi pentru lucrarea Radu Zătreanu, domnul Ilie Fărtat din Brădiștea. În poză este chiar muzeul de la școală. Felicitări! Stai să dau și o dată. Domnul Ilie Fărtat este deținătorul premiului întâi, diploma, o carte din partea mea și banii va da domnul primar. Premiul 2, Florentina Loredana Dalian, cu lucrarea Ceasul din gară. Dânsa, din păcate, n-a putut să vină, este foarte departe, din Slobozia, județul Ialomița. Va primi premiul în bani, diploma și cărțile prin poștă. Premiul al treilea se acordă doamnei Mihaela Pațachia din Constanța pentru lucrarea Conacul din Zătreni. Nici dânsa n-a putut să vină, fiind distanța foarte mare. Tema concursului, cred că am omis să vă spun, se numește Zătreni, filă de legendă. Și un premiu special se atribuie unui cetățean al acestei localități pentru lucrarea Zătreni, filă de istorie, o lucrare care a impresionat juriul, o lucrare emoționantă despre amintirile din cel de-al doilea război mondial pe care dânsul le-a trăit copil fiind, domnul Ion Cobrescu. Octogenar. Imediat după ora 18, pe scena de spectacole au evoluat artiștii consacrați care au fost invitați la ziua localității, aceștia coborând printre oamenii care s-au încins la joc. Si, 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 si! Tata pe la vorbi sa, alălăutare-o dat, alălăutare-o dat.
mamă joacă lângă nora, hai domne la mără. Joacă tata lângă tata, mai pe masă și o tata. Mamă joacă lângă nora, hai domne.